Suntem în libertate și pace, toate acestea datorită bunătății și îndurării Tatălui nostru Ceresc. Haideți și noi să ne purtăm într-un chip vrednic, așa cum spune Apostolul, de chemarea care am primit-o și să ne cercetăm la ultima lecție din tematica alternative, dacă ne purtăm într-un mod cuvincios sau într-un mod necuvincios. M-am uitat într-un dicționar și am văzut foarte multe cuvinte pentru aceste două expresii, cuvinte similare, sinonime. Pentru cuvincios, în românește mai avem decent, politicos, respectos. Pentru necuvincios, avem și următoarele cuvinte: arogant, impertinent, insolent, irreverențios, neobrăzat, nerespectos, nerușinat, obraznic, sfidător, deșănțat, imoral, impudic, indecent, obscen, trivial, vulgar, porcos. De toate acestea, de la urmă, să ne ajute Domnul să ne ferim și să ne purtăm într-un mod cuvincios. De altfel, noi alegem între una și alta, între cinste și rușine, în a ne purta și păstra demnitatea sau, cum spune vorba în popor, în a ne face de doi bani, în a ne coborâ înaintea lui Dumnezeu și chiar înaintea oamenilor. În Efeseni, capitolul 5, este scris, citesc de la versetul 8, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Deci, sub această ordine de idei, a fi cuvincios înseamnă a umbla la lumină, într-un fel în care poți să fii văzut și să fie demn de comportament pentru un copil al lui Dumnezeu. A fi necuvincios, a te purta la întuneric. Dar toate aceste lucruri rele, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Rămânem pe aproape și citim și din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, unde din nou se face referire la o anumită față a cuvinței sau a necuvinței. Scrie în 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 4, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, aici e vorba de trup, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Deci, noi avem aceste alternative de a ne purta bine sau rău, sau cum spune în Timotei, noi putem fi vas de cinste sau un vas de ocară. În primul rând să privim la ce spune Biblia despre a fi cuvincios. Cred că asta are de-a face cu respectul pentru Dumnezeu ca și creator și pentru toate ființele create, pentru scopurile pentru care Dumnezeu ne-a creat. Să luăm mai întâi în familie. Ne purtăm într-un mod cuvincios, avem demnitate, dăm respect celorlalți membri ai familiei? Sau, prin felul în care vorbim și ne arătăm, atingem sau chiar intrăm în domeniul indecenței? Spunea înțelept un proverb, capitolul 12, versetul 4, despre o femeie că poate fi cinstită. Și asta este o cunună pentru bărbat, o cinste pentru toată casa, dar spune în partea a doua a versetului, Proverbe 12 cu 4, dar cea care îi face rușine, prin ce poate o femeie să facă rușine? Prin felul în care vorbește, cum se îmbracă, prin comportamentul ei. Spunea Solomon, este ca putregaiul în oasele lui. Să trecem în Noul Testament, unde avem referințe tot despre viața de familie, despre cuvință, de data asta în dreptul bărbatului, 1 Timotei, capitolul 3, în mod deosebit, fiind vorba de slujitor, dar sunt
recomandări pentru toți. Să nu înțeleagă cineva că ce scrie aici trebuie să îndeplinească numai slujitorii și ceilalți nu. Toți trebuie să se silească să atingă acest standard. Scrie în 1 Timotei 3:4 să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Când sunt mai mici să aibă respectul pentru oameni, când sunt mai mari să nu aibă fapte de rușine, asta ar fi de dorit pentru toți. Și ne oprim și în 1 Petru capitolul 3, acolo citim mai multe versete despre bărbați, despre femei. Scrie de la versetul 2, nu uitați, vorbim de bună cuvință. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoba voastră să nu fie podoba de afară care este în plătitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curățirea unui duc blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau în ioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor și iată cuvința în continuare, ca Sara care asculta pe Avram și îl numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, portați-vă și vă la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste. Asta ține tot de buna cuvință. Femeii, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Deci buna cuvință în familie pleacă de la cuvintele care le folosim între noi, chiar când suntem numai noi doi, până la tot ceea ce facem în spațiul restrâns al familiei sau în spațiul public. Apoi avem de-a face cu buna cuvință în viața de biserică, în sfera eclesiastică și totodată și în cea de afară, în cea seculară. Ce cinste facem noi, asta este ideea care vreau să o reținem lui Dumnezeu și felului în care am fost creați prin modul în care ne purtăm. Asta este, în primul rând, cred eu, buna cuvință. Citim în Proverbe 31 despre femeia lăudată și observăm că e lăudată pe alte principii decât cele pe baza cărora sunt catalogate în top femeile în zilele noastre. Cuvintele care se încheie cartea Proverbele de la 29, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea se deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Exact ce am citit în Petru, în trai curat și în temere, cu frică de Dumnezeu. O astfel de femeie trebuie răsplătită și lăudată. Adică noi trebuie să apreciem buna cuvință, nu ce apreciază cei de afară. Cei de afară vor aprecia o femeie ușuratică, care își dezgolește trupul. Noi cu toți, de la slujitor până la colegi, la cei din grup sau familii rudenii, să apreciem femeile care se poartă într-un mod cuvincios. Asta nu numai în îmbrăcăminte, în vorbe. De exemplu, îl avem pe Iosif, cel ce a devenit soțul Mariei, mama Domnului Iisus Hristos, scrie în Matei 1:18-19 că nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. Buna cuvință nu permite să strigi pe stradă sau să aduci o cară la adresa cuiva să-l înjosești. Nu-i cuvincios. Buna cuvință se extinde în toate. Domnul spunea la un moment dat, citim din Luca 14, despre felul în care ne așezăm la o masă, despre pretențiile care le avem când suntem împreună, în frățietate sau în societate. Luca 14, de la versetul 7. Apoi când a văzut pe cei poftiți la masă că alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă. Știți, esența. Deci să dai cinste altuia, că e o rușine și nu-ți va face cinste să fii retrogradat în funcție de ceilalți participanți. Apoi în adunare este scris, citim și aceasta din 1 Corinteni 14, referitor la felul în care se derulează slujbele sfinții și aici avem de a face cu buna cuvință.
exemplu, n-ar fi cuvincios în timp ce cineva predică să ridică unul să spună eu vreau să cânt o cântare. Chiar și în cazul prorociilor care sunt mult mai instant, apostolul spune aici că sunt reguli. Și zice în versetul 35, de exemplu, 1 Corinteni 14:35, despre femei, dacă voi să capete învățătura asupra unui lucru, să întreb pe bărbații lor acasă, că ce este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică, sau 40, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Asta în adunare și afară avem versete foarte clare, 1 Tesaloniceni 4. Ce înțelegeți prin asta? Știți fiecare, dar e scris foarte clar, 1 Tesaloniceni 4:12. Și astfel, să vă purtați într-un chip cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuințe de nimeni. Deci în așa fel să ne rânduim lucrurile încât să nu fim promotorii unor scandaluri și a unor stări cu lipsă de respect. Să întoarcem paginile și la 1 Timotei 5, unde sunt cuprinse aspecte din toate categoriile amintite până aici, versetele 1 și 2, nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tineri sfătuiește-l ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția, cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Doamne, ajută-ne! Într-o altă ordine de idei, cred că buna cuvință înseamnă un comportament adecvat, bazat pe norme morale concrete, în plan fizic. Pentru că aici se vrea a se da la o parte limitele și rânduielile în vremea noastră. Și aici am notat trei aspecte. Buna cuvință în cuvinte, în îmbrăcăminte și în purtarea părului și în gesturi. În primul rând, buna cuvință în cuvinte. Efeseni 4, versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Har, nu haz, și nu stări indecente, cum scrie aici în 5:4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Eu nu spun prin astea sau prin versetele acestea, nu înțeleg că n-ai voie să zâmbești. Dumnezeu ne-a creat să putem zâmbi. Că dacă asta n-ar aparține creației, n-am putea o face. Dar la ce zâmbim sau cum zâmbim? Pe seama cuiva? Înjosind pe cineva? Mi-a plăcut remarca unui frate slujitor care a fost întrebat la o conferință despre cartea Între zâmbet și suspin. Și a zis, nu am în bibliotecă, dar am răsfoit-o undeva fiind în vizită. Și zicea, după ce am citit câteva pagini, mi-a luat-o zâmbetul și mi-a lăsat numai suspin. Pentru că acea carte cuprinde glume care se vea o fi creștinești, dar așa ceva nu există. Sunt vorbe ușoare, de care Dumnezeu să ne ajute să ne ferim. Cum spune foarte clar la 2 Timotei, la capitolul vorbe, ferește-te. În ce privește îmbrăcămintea și purtarea părului, încă din Vechiul Testament s-a spus la preoți să aibă îmbrăcăminte care să le acopere trupul. Citesc în Exod, capitolul 28, versetul 42. Fă-le izmene de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glezne. Foarte concret și clar. Știți că ei aveau serviciul de a se urca pe trepte la altar și trebuia să fie acoperiți. Trecem în Noul Testament, unde avem referințe foarte concrete, 1 Corinteni 11. Da, pare mi se mie că uneori se trece așa foarte ușor peste astea. Pentru că societatea vrea să ne obișnuiască într-un mod care să pară că
Nu-i necuvincios. Sau se spune, asta a fost necuvincios acum 100 de ani. Acum nu este necuvincios. Pentru societatea de afară nici nu știu dacă mai există o limită între cuvincios și necuvincios. 1 Corinteni 11, la versetul 1, călcați pe urmele mele, întrucât eu și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințile vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Și aici se referă la lungimea părului, acoperirea capului la femei și versetele sunt foarte clare. Și observați cum se pune asta și sub semnul cuvinței. Citesc versetul 5 și 6. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvălit își necinstește capul, necinste. Pentru că este ca una care ar fi ras. Dacă o femeie nu se învălește, se și tunde, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă, se învălească. Pe semne că atunci era rușine. Acum s-ar putea să spună cineva că nu-i rușine. Asta pentru ei, dar pentru credincioși este. Sau versetul 7. Bărbatul nu este dator să acopere capul pentru că este echipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Ce am spus în prima idee? Că-și cuvința are de-a face cu scopurile pentru care am fost creați. Deci noi socotim cuvință sau necuvință în funcție de ce a spus Dumnezeu de la început și e valabil până la sfârșit. Sau spune aici versetul 14. Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Și apostolul încheie frumos subiectul când zice, dacă iubești cineva cearta de vorbe, nu avem un astfel de obicei. Și nici bisericii lui Dumnezeu, dacă cineva ține neapărat lucrurile astea să le facă așa cum nu este potrivit, eu cred că nu este membru cu adevărat în biserica lui Dumnezeu. Că biserica nu este un asemenea obicei ca oamenii să nu se supună în biserica adevărată a Domnului. Trecem la celălalt text foarte clar, 1 Timotei 2. De la versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Și stimate fete și surori, când veniți cu fustele alea peste genunchi și tot întindeți pe ele, de parcă ar fi elastice. Dacă asta e cuvincios, înseamnă că eu nu pricep. Și sunt și alte aspecte. La capitolul îmbrăcăminte, eu minusurile le împart în trei categorii. Haine care nu acoperă suficient de bine trupul, haine transparente și haine mulate. De astea trei situații, feriți-vă. Spune mai departe, cu rușine și sfială. Observați, aduce apostolul motivații suplimentare ca să ne convingă. Chip cuvincios, rușine și sfială. Este un termen în limba greacă aici care de-a face cu felul în care a fost creat cosmosul. V-am spus, toate merg la creație. La felul în care Dumnezeu a gândit lucrurile, că El a fost Cel dintâi care a făcut haine oamenilor, că ei își făcuseră numai șorțuri. Și toți care se întorc la șorțuri sunt pe lângă. Dumnezeu le-a făcut haine de piele care nu sunt nici șorțuri, nici transparente. De aceea le-a schimbat, acolo n-a fost doar un simbol al jertfei, că desigur hainele acelea au provenit de la un animal. Dumnezeu atunci a învățat prima jertfă. Dar a învățat și cum să se îmbrace, cum am citit și de la preos, cum am citit și de aici din învățătura apostolică, sau cum scrie și Petru la rândul lui, fără să mai citesc, am citit din 1 Petru capitolul 3. Undeva într-o adunare am văzut niște fete pe prima bancă, sărmanele tot încercau să acopere. Până la urmă le-a venit ideea să-și pună fularele, că era iarnă, peste genunchi. Și am zis către ele, acum ce să cred? Că-și chiar vă este rușine încât ați încercat să vă mascați sau că ați făcut-o așa? Zic, rezolvați problema la primăvară, lungiți fustele cu fularele. Ei, cine pricepe, pricepe, cine nu, vorba înțeleptului, greu să-l toci în piuă.
Trec la gesturi și aici este un aspect foarte important și n-aș vrea să rămânem numai la capitolul femei, că după părerea mea, în vremea asta începe revoluția masculină. Și bărbații încep a se purta într-un mod total necuvincios. Cu haine strânse pe corp, cu forme așa nenormale taliei, de cuvincioși ce sunt? Nu, este un port necuvincios. Au fost legi în decenii trecute, chiar și acum, nu de mult citeam de o lege în Statele Unite, până la ce dimensiunea tale sau până cât de jos poți să-și lase bărbații pantaloni. Numai că să nu pice de pe ei. Adică legea să le spună cum să fie, cât de să stea pe șolduri pantaloni. Și aceste gesturi, spune Deuteronom 22:5, când bărbații se îmbracă sau femeile împrumută de la sexul celălalt, și acolo este o urăciune înaintea Domnului. Și vă rog, rețineți, și dacă nu e așa, contraziceți-mă. Acel verset n-avea de-a face cu legea ceremonială care s-a suspendat, că nu avem de-a face cu temple și cu jertfe și cu sărbători. N-avea de-a face doar cu prezența de la templu, că la templu nu mergeau decât bărbați. Versetul acela privea viața de toate zilele. Bărbatul să nu poarte îmbrăcăminte femeiască și femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească. N-avem cum să siluim versetul, să-i dăm o altă interpretare, să spunem că asta ține doar de viața de la adunare. Făcând referire la ce spune Pavel când femeia se roagă sau prorocește. Acolo el explică acest aspect în raport cu Hristos, capul bărbatului, Dumnezeu, capul lui Hristos. El vorbește acolo despre mai multe aspecte, dar am citat și textul din Timotei și avem dovezile clare ale istoriei, cum umblau femeile atunci. Nici de cum nu era la evrei un anume comportament la templu și o altă îmbrăcăminte acasă. Sau avem istoria noastră mai recentă, a părinților și a bunicilor noștri. Asta repet pentru cine vrea să înțeleagă. Referitor la gesturi, citesc și Isaia, capitolul 3, versetul 16. Domnul zice, chestiuni care Dumnezeu le observă și le cataloguează ca vinovăție, dragii mei, nu sunt doar păreri unor oameni. Domnul zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre, umblă cu gâtul întins, știți că, de exemplu, mersul pe tocuri presupune o anumită poziție a piciorului și scoaterea în evidență a pieptului, ca să-ți poți păstra echilibru. Toate astea sunt niște maniere demonice, dar nu știu dacă suntem conștienți de ele. Pășesc mărunțel și zornesc cu verigile de la picior. Gesturi. Și gesturile se extind și în alte domenii, nu doar legat de îmbrăcăminte. Zice 1 Corinteni 11:22 că veneau la cină unii cu geanta, un meniu foarte bogat și alții n-aveau. Și zice acolo, ce vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au? Sau când pleacă cineva așa în trombă cu o mașină. Chiar este un gest necuvincios. Când îmbrăcămintea și toate astea trebuie să ținem cont de ceilalți. Doamne ajută-ne, amin. Închei partea asta despre cuvință cu două exemple. Sem și Iafet, Genesa 9. Noi a avut un moment de slăbiciune, a avut și Lot ceva asemănător, ba chiar mai grav. Și scrie aici în versetul 22, Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui afară. Aici fac o mică paranteză, spun unii că se poate merge la mare numai cu familia. Biblia condamnă foarte clar să vezi și goliciunea celor din casă. Nu e vorba numai de străini, deci să nu încercați că biblic n-avem pe unii să scăpăm. Atunci, după ce a spus fraților săi, Sem și Iafet au luat manta, au pus-o pe umeri, au mers de îndărătelea și au acoperit goliciunea tatălui lor, fiindcă feții lor i-au întoars înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui său, cât respect era să nu vezi pe unul chiar din cei din familie dezbrăcat. Știți că Ham s-a ales pentru asta cu un blestem. Și să nu credeți că cei ce trec de această barieră vor fi binecuvântați. În schimb, cei doi au fost binecuvântați. Celălalt exemplu, Boaz și Rut, am numit buna cuvință este împlinirea legii în mod practic. Cât respect apare în capitolele 2, 3 și 4 din această carte?
Cred că buna cuvință și ține și de apelativele care le întrebuințăm. Nu agrem expresii de genul, nici nu-mi permit să le spun, dar așa cum se obișnuiește așa uneori între frați, ceva subtitlu, am vrut doar să glumesc. Observați aici cât respect în saluturi, știți că fac alergie când aud ceau, și asta în curtea adunării, dacă asta e bună cuvință, iar nu pricep. La câmp s-au salutat cu Domnul să te binecuvinteze? Și s-a răspuns, el a salutat cu Domnul să fie cu voi și i-au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Observați câtă bună cuvință. Zice, Domnule, să nu citesc de exemplu versetul 14, să o lăsați să strângă spice, să nu înfruntați, cât respect între ea și soacra ei. Apoi în capitolul 3, felul în care ea s-a apropiat de el, dat fiind legile vremii, și felul în care au vorbit, zice el în 3 cu 10, ții binecuvântată, versetul 11, toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Respect până la final în toate aceste dialoguri și episoade derulate în această carte. Să ne ajute Domnul în îmbrăcăminte, în purtare, în gesturi, în toate, să fim cuvincioși. Amin. Trec la partea cealaltă, să o mai observăm o dată și să ne scăpăm de ea. Necuvința este lipsă de cunoștință și de neoperare a conștiinței. Accepți la un copil că umblă dezbrăcat, că nu pricepe, nu? Dar cum e mai mărișor? Se îmbracă. Omul demonizat din Gadara nu umbla îmbrăcat. Cum a devenit întreg la minte? Când au venit din sală, au văzut îmbrăcat. Conștiința ne spune numai că s-ar putea să nu mai lăsăm să opereze. Dar era necesizează pentru orice gest vinovat, pentru o privire așa cu coada ochiului, în a privi, de exemplu, trupul celuilalt. Sau cum este acum cu lumea virtuală, este o vinovăție la fel de mare. Domnul a spus, cine se uite la o femeie ca să o poftească, se face vinovat. Să luăm câteva versete biblice. Citesc mai întâi Daniel 8:23. Aici o referire la ultima stăpânire omenească sau demonică, cum vreți să-i spuneți. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelejuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Buna cuvință dispare din societate. Dar asta e starea în care Dumnezeu ia măsurile ultime, pentru că nu poate să mai suporte o asemenea situație. Să ne amintim și de episodul acela neplăcut din 2 Samuel 13, când Amnon a necinstit pe Tamar. Câtă lipsă de bună cuvință! A dat-o afară, ea s-a simțit de acum pătată și a sfâșiat haină. Să citim și în Țefania, capitolul 3, acolo este un text foarte concret, versetul 5. Domnul este fără prihană în mijlocul ei, adică cetății, și era vorba de cetatea sfântă aici, Ierusalim. El nu face nicio lejuire, în fiecare dimineață scoate la lumină judecățile fără să înceteze vreodată, și atenție, dar cine este nelejuit nu știe de rușine. Citesc din 1 Corinteni 6, unde spune Apostolul Pavel un verset care și-l iau cei ce vor să scuze indecența. 1 Corinteni 6:12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Dar el explică mai departe despre ce vorbește. Versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Voi lua eu mădurarea lui Hristos și voi face de mădurarea unei curve? Nici de cum. Dar când te îmbraci într-un mod indecent, chiar dacă n-ajungi sau riscui să ajungi cu vremea, așa ești privit. Versetul 18. Fugiți de curvie. Versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi?
Și mai citesc din Efeseni 4, de la 17, unde este scris despre starea omenirii. Repet, e lipsă de cunoștință și anularea reperelor conștiinței. 4:17, iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii de deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței care se află în urma împietririi inimii lor, ei și-au pierdut orice pic de simțire. Păcătoșenia este un văzul lumii. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Și spune mai departe, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Deci de data ce ajunge cunoștința, lumina la noi, ar trebui să se schimbe lucrurile. O a doua idee aici, ce e necuvința? Un comportament inadecvat principiilor sfinte în comunicarea verbală și non-verbală. Să ne amintim de Izabela, 2 Regi 9:30. Bătrână fiind de acum, ce-a făcut? Și-a împodobit capul, și-a mus sprâncenele. Decență sau indecență? A crezut că va câștiga privirea noilor guvernatori. Proverbe, capitolul 5. Astea sunt armele păcatului, în mod deosebit, în partea feminină, cu efect în cea masculină. Proverbe 5. Nu, 6, de la 24 mai bine, și în 5 scrie, dar ele, sfaturile sfinte, te vor feri de femeia stricată de limba ademenitoare celei străine, nu pofti inima ta pentru frumusețea ei, nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Deci mișcările ploapelor, sprâncenele împodobite, nu țin de buna cuvință. Țin de un comportament menit să atragă atenția bărbaților. 7:11. Scrie aici, era bună de gură și fără stâmpăr, picioare nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pând. Și acum internetul e plin de astfel de femei care pândesc pe cei fără minte. Citim și din Ieremia 3:3, unde spunea profetul, tot de lipsa aceasta de rușine. E o referire simbolică, dar prinde și acest adevăr, măcar că ploile au fost oprite și ploaia de primăvară a lipsit, totuși tu ți-ai păstrat fruntea de curvă și n-ai vrut să știi de rușine. Deci, lipsa rușinii este asociată cu curvia. S-a observat textele din Proverbe, acesta de aici, sau cum spune Iuda, că unii stau la mese, chiar dacă îți frățești, dar de fapt ochii le scapără și cred că le este specific și un limbaj nepotrivit, să ne păzească Domnul pe noi și biserica sa întreagă. Și ultim aspect aici, de care aș vrea să ținem cont, am amintit de el în seara aceasta în sens pozitiv, acum amintesc partea negativă, îmbrăcămintea indecentă în raport cu normele etice biblice. Genesa 38, fără să citesc, vă amintesc. Tamar, când a vrut să-l provoace pe Iuda, și-o schimba hainele. Deci după haine o femeie poate fi luată drept femeie imorală. Proverbe 7:10, ne întoarcem la Proverbe. Observați problema îmbrăcăminții. Și iată că e largată înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă. Da? Deci dacă veți căuta în istoric, femeile care au vrut să atragă bărbații și au devenit imorale, s-au îmbrăcat într-un mod cum surorile noastre tot jubilează în a încerca. Și bărbații care sunt dedicați homosexualității sau atragerii femeilor se îmbracă într-un mod nespecific masculinității, scoțându-se în evidență formele trupului sau felul în care își poartă părul. Citim tot legat de îmbrăcăminte în profetul Naum,
capitolul 3, versetul 5, pagina 901. Iată am necas pe tine, ce domnul oștilor, observați cât de josnic era privit atunci ca să se descoperă părțile trupului, picioarele. Îți voi ridica poalele peste cap, să-ți vadă neamurile goliciunea și împărățiile rușinea. Acum cred oamenii că ați dezgoli picioarele, nu-i indecență. Și asta era atunci o socotită ca o rușine, ca o pedeapsă. Sau să vă amintesc și din Apocalipsa, o spune în capitolul 3 că Dumnezeu considera pe cineva gol, ceea ce era considerat foarte negativ. Sau femeia aceea din 17 cu 4 și 5, cum era văzut? Îmbrăcată cu aurituri, într-un mod provocator, era curva pământului. Să nu semănăm în niciun fel cu aceasta, amin? De aceea nu suntem de acord nici la iarbă verde să se meargă într-un mod necuvincios. Vorba cuiva, nu-i mai sfânt tavanul bisericii decât cerul. Ce să mai spun de expunile pe Facebook și alte stări vinovate? Nu vă faceți vinovați, frați și surori, în mod deosebit tineri. Închei și aici cu două exemple. Numărul 25. Zimri și Cosbi. Imoralitate publică. E ceea ce se întâmplă acum pe internet. Se postează, chiar necăsătoriți, în fața lumii, neîmbrăcați cuvincios, sărutându-se sau în alte imagini vinovate. Numărul 25, versetul 6, și iată că un bărbat, în timp ce Moise și bătrânii plângeau, a venit și a adus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copilului Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. Deci se poate în adunare slujitorii, părinții să plângă și să permită tineri să vină într-un mod vinovat, cu prieteni, cu prietene. Au fost pedepsiți pe loc și sunt dați cu numele apoi de la versetul 14. Celălalt caz de necuvință îl întâlnim în 2 Samuel 10. David trimite condoleanțe lui Hanun, fiul lui Nahaș, și amoniții, urmașii lui Lot. Ce au făcut? Scrie aici în versetul 4. Le-a ras barba pe jumătate, le-a tăiat hainele pe jumătate până la coapse. Apoi le-a dat drum. Atât de înjositor era o asemenea îmbrăcăminte și o barbă așa tăiată la jumătate, încât a socotit împăratul că e prea degradant să intre în țară și să-i vadă lumea așa. Să rămân la Erihon până se repară imaginea aceea. Dar cum vă spuneam, în vremea noastră se consideră că nu-i degradant, că e normal. O fi normal în lume, dar nu la noi. Cum li se pare la unii tineri că e normal să fie tunși așa, măcar că vine iarna, zero, până aproape sus și aici în vârf o coamă. Chestiuni care n-au de-a face nici cu sănătatea, dar emite cu decența de care vorbim. Încheiem spunând că și cuvința este un comportament specific civilizației sfinte. A fi cuvincios înseamnă a fi parte din civilizația sfântă. Zice în Romani, capitolul 2, versetul 7, și anume, Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută, între altele, cinstea. Adică ei să fie de cinste și să nu înjosească pe nimeni. Și în versetul 10 zice, slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele. Deci asta ține de o gândire corectă înaintea lui Dumnezeu. Sau un alt verset frumos, Filipeni 4:8. E mai stufos, poate e mai greu de ținut minte, de memorat, dar măcar să-l citim mai des. Filipeni 4:8. Încolo, frații mei, adaug eu și surorile mele, tot ce este adevărat, și a doua exprimare, tot ce este vrednic de cinste.
și continuă alte calificative sfinte pentru o civilizație sfântă, tot ce-i drept, tot ce-i curat, tot ce-i vrednic de iubit, tot ce-i vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă aceea să vă însuflețească. Amin. Necuvința, ce este, de fapt, stări și fapte de rușine, de care ar trebui să ne fie rușine și vor fi urmate de o rușine veșnică. Este cunoscută referința din Daniel, că unii se vor scula pentru, ce spune el în cartea sa, capitolul 12, versetul 2, o cară și rușine veșnică. Doamne, păzește-ne! Dar ca să n-ajungem acolo, închei cu Țefania 2, cu 1 și 2. Dacă cineva s-a văzut a fi vinovat cel puțin în parte la cele spuse în această seară, iată sfatul biblic, ca să n-ajungem la ocară și rușine veșnică. Veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine. Până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea. Până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului. Să ne ajute Domnul să intrăm în formație, zis așa, să trăim într-un mod cuvincios, privire, gândire, vorbire, îmbrăcăminte, să facem cinste lui Dumnezeu și, cum spuneam, să dovedim că facem parte din civilizația sfinților. Amin.